merge. Avem de tăte. Observați, dragi privitori, dragi spectatori, telespectatori, tot timpul pe masa asta există ceva. Acum mi-a dat Vlad niște bani, dividendele pe, un, pe luna asta din TikTok. Mulțumim frumos. Cafea avem, că nu degeaba avem și siglă la cafeaua de după. Astăzi ne aflăm în mijlocul celei de a 180-a ediție a ediția ai cafelei de după. Vă dați seama, simțim că ne iubiți, de aia, de aia v-ați mutat pe YouTube să strângem acolo 30 de mii, pe Facebook deja vă știu, suntem 300 de mii de atâta vreme, dar vorba fratelui Hozan, chemați lumea la lucrare, mai aduceți câte 2-3 să dea, să dea, la, like-uri și pacică, nu strică, Vlad filmează acum cu două camere, deci o să mă vedeți în ediția asta, dublu, nu că n-aș fi eu. Da, simțim că ne iubiți pix, avem pix de la A24, asistență rutieră, Zoli Car, să-i dea Dumnezeu sănătate și să ne mai cheme pe la el. Mai notăm, mai că când eram la televiziune aveam prompter, acolo te uiți în față, acum niște foi, dar ca să vă arătăm că noi suntem reciclabili, folosim foile la maximum, da Vlad? Are Vlad o vorbă, dacă ar avea hârtia, trei pagini, trei părți, am scrie ediția cu numărul 180, simțim că ne iubiți. La fel cum și Bia Khalifa. Bia Khalifa, serios, Bia Khalifa iubește din nou. Ce crezi că în ea nu loc și de iubire, numai de bote? E loc și de iubire în Bia Khalifa, are un iubit albanez. M-am dus și m-am uitat în oglindă, eu din alba. Mă, Bia, mă! Măi, Bia, mai. Mă. E chiar din Albania, dar are numere de alba să pară mai serios. Cu ce cucerit? Cu Cu condusul. Cu condusul. Cu volan pe dreapta, nu cu celălalt cu ce libia califa pe noul său iubit, cu modul, cu felul ei de a găti. Zice, eu nu mai iau după tine de ăștia, eu e iau unul mai matur la care îi place să-i gătesc. Fast food-ul nu face bine la nimic. Și atunci îi gătește, o și vezi prin casă îmbrăcată cu polele suvârcate în brâu, cum îi pregătește iubitul lui Abanes, bia califa. O și zis, zice, îl aștept acum cu paste, paste cu sos alb, îi place ei sosul alb sau nu știu, iese mai bine. Îi iese ei mai bine sosul alb, Vlad. Nu, 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 nu încerca să răsucești târnă copul în rană. Uh, chifteluțe și vinete. Deci, băi, albanezule, nu știu niciun cuvânt în limba albaneză, în afară de... Iartă-mă, bă, boule, dar poate pățești și tu cu mașina așa. Uh, când ai o gagică precum Bia Califa, te mai la ce spune în blid? Treci! Uhei la și ciu hei la! Cafea o avem cu dumneata la ediție aniversară. Viorel a dat o cafea și mulțumim. 180 de ediție, ediția de tinichea. Și Adi Neamțu, dar nu ăla de care v-am zis data trecută, e de fapt Adi Neamțu care are sala de fitness de la Cluj Arena. Mm, bagă! Mm. Puteți dona și voi pe buymeacoffee.com slash Nicu Bendea. Zi Vlad, de câți medici e nevoie în România? Nu să schimbi un bec. De, de, toți. De toți, așa e? 9000 de medici. E nevoie de 9000 de medici, că și domnul Ciolacu, distrus, disperat, ca și o gospodină la care nu i-a ieșit aluatul de covrigi, o zis, zice, fiul meu a terminat anul ăsta facultatea de medicină. M-am rugat de el să nu plece din țară. Pe păi ce știe el după șase ani de medicină? Să spele cu mopul. Ce știe după șase? Trebuie rezidențiat. Trebuie să stai pe lângă un maestru, trebuie să nu. Te zice, el, eu pe lângă tine. Da, mâine o să te învăț cum să intervii la paroscopic în chirurgia amigdalei. Zice, nu l-am lăsat la Cruj Napoca la facultate, ce l-am dat la Constanța. Toți băieții au leganța. Dacă așa acolo e facultate, mă iertați. Mă iertați. Da. Zice, era prea departe de casă și l-am dat la Constanța. În plus, nu puteam să-i trimit covriși prospești săptămânal pe tren. În schimb, Marcel Cu săptămâna trecută, uite, nu trecut, a fost la Cina Cruj la Cluj la sărbătoarea de cortei, pe platou acolo. O băut must, o dat mâna cu triș, o și plecat, că nu a avut bani să se cace în centru. Mă. La ce scump centru Clujului? Locam la deoric pe domnul primar Boc, așa m-am uh, supărat un pic, adică vitul în curtea omului și și critic. Zice, primarul Boc a fost puțin atent, am pierdut 300 de milioane de euro finanțare la metro, trăzni la metro, dar găsim și dăm din altă parte. Deci ca și când îți trebuie bani să ieși la înghețată, știi? Așa e cu finanțarea metroului. Nu-ți dă tata, mergi la mama, nu-ți dă mama, îți dă tușa. Mătușa Tamara. Da, primarul Boc, bineînțeles, era pe fugă. Tăpă nu sunt suntem. Serbus Marcele și s-au tot dus. fost la crosul companiilor, domnul Boc. Au legat șase kilometri. Certi că au făcut dublu numărul lui de pași al celorlalți, că... Da. Crosul companiilor a alergat 6 minute, 6 km, în timp ăsta a fost angajat de două companii și de trei companii au fost dat afară. Așa numai și-au făcut încălzire, 35 de minute. Au scos bine, domnul, o și ars pe vodouă, au făcut cu mână. o și ars calorii, 35 de minute, au scos pe 6 km, extraordinar. Îl fugăreau ăia din Gheorghen care, la care le-au distrus garajele. Acum am prag de toamnă, unde să ții mustul, unde să ții... Murăturile. Murăturile. În, Gheorgheni era rețea, știi cum era cu câte 20? Pă de mă își făcuseră bărbații, îți dai seama. Puneau mașina deasupra și no, alea de posturi antiatomice și pe alea le distrugem. Baimiecofi.com slash Nicu Bendea. Carmen de la Stălcioa este studentă la teologie. <laughs> nu, că voce are la asistență socială, să ajute oamenii necăjiți. Dar și-au schimbat un pic, nu, acum când ești la teologie, încerci să fii mai așa și nu mai cânte. Jocurile de noroc, are ceva de genul, ce? nu. Toate mănăstirile, și la la la, da 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 da, da, da. zilele. Deci au schimbat un pic paradigma. Foarte bine, mai ales că face și școală, nu? Școala nu o pe nimeni. Vorba lui Hagi, mergeți copii la școală, că și școala e bună la ceva. Se vede cafeaua din spate. E în stânga sau în dreapta? Că eu nu-mi dau seama. Cum filmăm acum, Vlad? De 8 sau 4K? și de ce 8K? Dar ce suntem la Caritas? Da, și Adrian Simionescu, Adrian Minune, a fost Adrian Copilul Minune, Adi De Vito, cum a fost, unde a împlinit recent 50 de ani de carieră. El cântă. El, și de viață și de carieră. El cântă. No, acum care 50 de ani să-i să zică Adi Bătrânul Minune, toată lumea a fost, mai puțin Florin Salam, care au avut altă, alte treabă, dar urează la mulți ani la fratele Adi Minune. Băi, vedeți, 50 de ani de viață, odată îi faci. Eu niciodată nu i-am putut da vârsta lui Adi Minune. Că tot așa o arăta. Zice, ba mai mult pentru aniversarea asta am slăbit 5 kg. De unde? Dar trecem mai departe și băgăm un pic de politică. Nu vă place politica, dar zicem că Becali a zis gata, las steaua, las FCSB-ul și mă bag în politică. De câte mii de ori am auzit că lasă steaua? O lasă la fete. O lasă echipa la fete. fcsb steau drag, să ia, o steaua drag să-l ia, lasă la fete. Și el s-a înhaitat, nu s-a înhaitat, s-a raliat mișcarea aur alături de Simion. Acum fac case la sinistrați, după aia o să facă garsoniere în Cluj, după aia metroul, Băi, oameni cu vizuină, viziune, bravo lor. Becalii, deci, vrea să candideze de deputat. O mai fost el o dată senator și l au băgat la bulău. Acum nu știu, mai vrea să scrie o carte. Aba, Măi, da. lumea grea și în fotbalul ăsta. Luis Munteanu l-a adus, l-a adus Neluțu Varga. L-a adus Neluțu Varga, nu știu, cu câți bani mulți. Ori făcut egal la Sibiu, or venit cu microbuzul, cu autocarul, că nu mai au bani ca pe vremea lui o Mureșan, Dumnezeu să-l țină, om deosebit. Acum mai Neluțu cu balaj, balaj. Da, și-o venit lui Munteanu, domnule, o venit lui Munteanu pe autobuz și direct în club de manele s-a dus în Cluj-Napoca. Este ce ceva? Este. Ce? Tu zici că dacă s-a închis era romanticul nu mai este. Mai sunt, să știți. Bine, e altă reclamă afară, dar te manele să cântă. Da, am înțeles. Trei o sta cu paharul în mână. Petrescu i-a felicitări, așa să faci marca și la adversar, nu numai la pahar. și o zis Balaș, domnul balaj l -o scos frumos. Eu zic zis, zice, Păi da, că dacă ești în club trebuie să ți ții paharul tot timpul în mână, să nu-ți torne ceva în el. Doamne ferește, în etapa următoare să dai și un gol de la substanța aia. Ha, <fie> pipițele, ne grijim de pahar, nu știu, poate îmi pui drogule violului <fie> în club de manele. În club de manele într-adevăr trebuie să ții de pahar, dar nu că ți-ar turna ceva, uh -uh, că ți-l... <fie> slurp, slurp, da. Drogurile astea nu sunt bune, că acum s-au găsit un, în, în, Constanța în port, ok, în Constanța în port, pulpă de legume conge, pulpă de fructe congelate cu cocaină până Acum am înțeles și eu că e bun mixul ăsta, freșurile sunt bune, bine că nu erau pentru români, pentru olandezi erau. Noi românii rămânem la etnobotanice, la un bătrân de 71 de ani din Bistrița Năsăud a demenea fetele cu droguri, ca după aia să profite sexual de ele. Vedeți ce prostii fac pensionare de când li s-o pensia? Eu înțeleg, mă, că ai pensie mare, le iei bomboane la fete, le vorbești nu știu ce, dar la 71 de ani să le mai și. Astăzi este ziua internațională a turismului, a turistului, la mulți ani, Claus Iohannis. Du-te și nu mai veni. Spectacol vinerea viitoare vă aștept la Tratoria Toscana, în turg, Murgeș, în Tirghi de Mirghi. Pentru spectacol alături de colegii mei, Dobra Traian, alături de Ciui Cristian, să fac, cum zici tu, hap, Cristian. Un show de milioane, Tratoria Toscana. Puteți să vă luați și ceafă de por, dar recomand tenetacule de caracatiță, prinse din murăș, caracatițele. Bia o gură de, ap, de cafe, cafea. Și vă spun la revedere. Mulțumim pentru că 180 de ediții ați fost alături de noi. Mâine băgăm și o cafeluță intermediară. Au ajuns la numărul 3. De Până nou. la 100! O să vedem dacă ține, ține, dacă nu, nu. Share, subscribe, like și dați comentarii. Mulțumim!